Discutăm în momentul de față atât cu reprezentanții guvernului, cât și cu reprezentanții Primăriei Capitalei, dar și cu UEFA, astfel încât să putem în luna martie, până în primele zile din luna martie, să înaintăm acest scenariu în care Bucureștiul se va afla. Noi, ca și federație, ne dorim ca primul meci de echipă națională, care se va desfășura cu suporteri, și mă refer aici la 30% capacitate, să fie chiar meciul cu Germania. Lucrăm în momentul de față, avem un plan bine pregătit, ne-am consultat îndeaproape cu reprezentanții UEFA care s-au implicat direct în organizarea Supercupei Europei desfășurată la Budapesta, unde știți foarte bine că a fost un eveniment de succes din acest considerent al organizării cu o capacitate de 30% și lucrăm în acest scenariu. Astfel încât ne-am dori ca în luna iunie la București să avem 50-60% spectatori pe stadion. Bineînțeles, mai presus de orice, vom pune sănătatea și siguranța spectatorilor. Rămâne de văzut cum va decurge întreaga campanie de vaccinare, dacă vom fi nevoiți să aplicăm diferite metode de screening la intrarea pe stadion și așa mai departe. Adică e un întreg plan în spatele acestei propuneri și, bineînțeles, așteptăm să avem și o decizie. S-au mai schimbat lucrurile. În momentul de față, propunerea noastră este ca să avem un asemenea test în care suntem siguri că noi, ca federație, vom putea să controlăm toate fluxurile și nu vom pune în pericol siguranța și sănătatea spectatorilor. Și dacă acest test se va dovedi că își va arăta rezultatele, atunci să putem să trecem la o implementare la nivelul tuturor competițiilor fotbalistice din România. Ăsta este planul în care noi lucrăm ca și federație, fiind primul meci pe care îl organizăm într-un asemenea format.